Vă mulțumesc pentru felicitări, dar felicitările le merită băieții și nu eu. Da, sunt mulțumit de parcursul echipei, sunt mulțumit și de jocul de astăzi. Cred că și sper din tot sufletul să prelungim cât mai mult acest parcurs bun pe care îl avem. Am acceptat oferta în urma discuțiilor cu domnul președinte și în urma proiectului pe care mi l-a arătat. Și sunt convins că la finele acestui campionat vom fi una dintre echipele care ne vom salva de la retrogradare. Chindia cum s-a părut? Chindia o cunosc foarte bine, eu zic că este o echipă foarte bună la nivelul ligii a doua, dar am spus și la începutul acestui campionat, sunt diferențe foarte mari între ligile, Liga 1 cu Liga 2, Liga 2 cu Liga 3. Neangan a fost primit tocmai cu brațele deschise de timișoreni. În mediul virtual, fostul stelist a fost contestat încă din ziua numirii la Poli. Sunt o grămadă de comentarii, fiecare om din staff administrativ va fi evaluat la un moment dat, nu? Nu m-am dus la Timișoara doar să mă îmbrac la costum și să mă pup cu oamenii care îi cunosc. Vreau să las o amprentă cât mai bună la Timișoara. Colegi pe vremuri la FC Argeș, Neaga și Adrian Mutu ocupă acum două funcții de conducere la prim divizionare. Fostul briliant e manager la Dinamo, iar Neaga are de tras din greu la Timișoara ca să o scape pe Poli de retrogradare.